Ursul cerșetor din Sinaia a fost capturat ieri de reprezentanții Rom Silva și ai Parcului Natural Bugegi. Exemplarul, o femelă de 3 ani și peste 100 de kilograme, cobora în fiecare zi pe drumul care leagă Sinaia de cota 1400 și aștepta să primească mâncare de la turiști. Ieri însă, în locul obișnuit, a fost așteptat de pădurari. Deși la început a ezitat să intre în cușcă, până la urmă tentația mâncării a dus-o în capcană. După ce a fost prinsă, ursoaica a fost tranquilizată și evaluată, apoi a fost transportată într-un fond de vânătoare din Argeș, departe de așezările umane. 153, așa lungime coadă, 10. 39. Capturarea și mutarea urșilor gunoieri este o măsură luată pentru siguranța oamenilor. Am considerat că este necesară intervenția atât noi cât și administratorul de drept a fondului de vânătoare, întrucât menținerea ei în zonă ducea la o schimbarea totală a comportamentului și, în egală măsură, punea în pericol siguranța turiștilor care în această perioadă ne vizitează în număr mare. Ursul cerșetor de pe drumul Cotei nu era singurul care cobora în oraș și alte zone din Sinaia și Bușteni sunt frecventate de Moș Martin în fiecare zi. Mai sunt câteva exemplare în zona Tiru cu Porumbei de la Sinaia. La Bușteni avem și acolo în jur de 10-12 exemplare care ies prin oraș seara. Acum încercăm să facem tot posibilul a îndepărta din oraș, dacă nu, rămâne soluția cea mai bună relocare. În ultimii ani, de pe Valea Prahovei, au fost capturați și relocați peste 60 de urși.